Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă invit să pătrundem într-una dintre cele mai în vogă comunități ale momentului, cea a blogărilor. Mai multe despre aceasta ne va povesti cel mai premiat blogger din România, Sebastian Bârgău. Sebastian Bârgău a descoperit internetul acum câțiva ani și a știut să profite din plin de el. A învățat să facă bani din orice întâmplare haioasă din viața sa. Acum are propriul program, face ceea ce îi place și câștigă într-o lună cât alții într-un an. Când ai descoperit internetul pentru prima dată? Internetul... 98. Cum s-a întâmplat? M-am luat modem. Pentru că nu era pe atunci cu internet prin cablu sau de astea. Modem, pe dial-up, la telefon. Nu prea avea multă lume internet. A, nu, chiar nu. Și te-a fermecat așa de mult? Da. Da. Țin minte că prima factură la telefon, după ce am descoperit internetul, mi-a venit câteva milioane. Ce făceai pe vremea aceea pe net? Cred că mai mult chat, că nici site-urile nu erau, cel puțin astea românești nu erau încă atât de numeroase și n-aveai foarte multe chestii de făcut. Cum a ajuns Sebastian Bârgău de la aceste simple discuții pe chat la performanța de a deține unul dintre cele mai citite bloguri din România? Din greșeală. De fapt am pierdut un tren, dacă este să... Să fiu corect, cinstit. L-am pierdut un tren la propriu. Eram la mare și trebuia să mă întorc acasă și în Constanța am pierdut trenul. Eu trebuia să vin din Mangalia în Constanța, microbuzul a făcut mai mult decât trebuia și am pierdut trenul în Constanța. Și aveam 12 ore de așteptat până la următorul tren, așa că am scos o agendă și un pic din ghiozdan și m-am apucat de scris. De mână? De mână. Și când am ajuns acasă... Am trecut ce era în, ce scrisesem în agenda aia pe internet. Așa mi-am făcut un blog. De ce? La ce te-ai gândit? Hai să pun lucrurile astea pe care le-am avut în minte, să le pun... Citeam deja un blog, un singur blog. Ajunsesem întâmplător la el și îmi plăcea cum scria tipul. Ca să aflu după aia că de fapt nu el scria, el fura articolele altuia și le posta sub numele lui. Și... Mi-am făcut și eu același lucru. Am zis, eu gândesc cam ca omul ăsta și pot să scriu cam, ca el, cam la fel de bine ca el. Și mi-am făcut blogul. Am trecut ce am scris în agenda. În... Dar care era rostul, de fapt? De ce să scrie? Nu știu. Nu știu. Pur și simplu mi-a venit să scriu. Erau pe atunci, spuneai că mai era un blogger de care știai tu. Erau mulți sau? Nu erau foarte mulți. Chestia asta s-a întâmplat în 2006. În septembrie 2006 mi-am deschis blogul și cred că erau undeva la 100-200 poate de bloggeri în România. Și ce făceau ei? Ce postau? Doar gândurile lor? Sau? Da. Blogul e de la om la om. Sunt mai multe tipuri de bloguri. A meu, de exemplu, e generalist. Eu scriu despre absolut orice. Dar sunt bloguri de nișă care merg pe un singur domeniu. De exemplu, blog de tehnologie, scrie numai despre tehnologie, nu se apucă să scrie și ce a văzut la televizor, în politică sau de astea. Bloguri de politică, sunt
Fiecare e cu ce-i place să... Câți bloggeri sunt acum în România? Acum sunt foarte mulți. Sunt undeva la 63-68 de mii. Și spre deosebire de alte țări, în comparație cu alte țări, sunt mulți, sunt puțini, sunt... N-am făcut niciodată... Nici nu cred că am găsit vreo... Cine are blog în România? Oricine. În general? Oricine, absolut oricine. Toți au bloguri ca să câștige bani de pe bloguri sau... Nu. Sunt destul de puțini cei care câștigă bani din bloguri în primul rând, pentru că trebuie să fii cât de cât bun la ceea ce faci. Gândesc că trebuie să ajungi la un anumit nivel. Și asta, dar trebuie să fii bun. Dacă ieși, de exemplu, din televiziune, radio, presă scrisă și ești deja cunoscut, îți faci un blog și anunți, succesul este aproape instantaneu. Cititorii vin imediat. Ca un om de rând, e destul de greu să ajungi sus, dar ajungi prin calitatea articolelor. Oricare ar fi nișa pe care o alegi. E important, contează foarte mult ce conținutul unui blog ca cineva să vrea să-și facă publicitate pe blogul respectiv. Da. Contează foarte mult și conținutul și traficul, numărul de vizitatori. Degeaba ai conținut bun dacă ai 5 oameni care îl citesc acel conținut. Deci publicitatea vine în funcție de trafic. Da. În funcție de influența pe care o are bloggerul respectiv. Câte bloguri ai? Unul. După doar un an de când și-a făcut blogul, Sebi a început să câștige și banii de pe urma lui. De când ai început să produci, ca să zic așa? În 2007. Povestește-mi puțin cum s-a întâmplat. Lucrai pe vremea aceea? Da, lucram. Lucram în presă. Și acum mai lucrezi? Nu. Din 2008 nu mai lucrez nicăieri. Deci, practic, numai bloguri. Trăiești din blog. Se da. Poate trăi dintr-un se blog. Se poate trăi bine dintr-un blog. Și cum? Păi, e nevoie de multă muncă, în primul rând. Documentare, exact ca la, și ca la presa, media tradițională. Trebuie să știi să-ți păstrezi numărul de vizitatori, să încerci să nu scazi calitatea articolelor, eventual să crești numărul lor. Sunt foarte puține bloguri în România care sunt actualizate zilnic. Majoritatea au un articol, două pe săptămână, poate unul, două, trei pe lună, așa, și atunci clar că numărul de vizitatori a acelor bloguri este mult scăzut față de cele actualizate zilnic. Deci e important să ai și activitate constantă pe blog. Da, pentru că îți obișnuiești cititorii cu un ritm, trebuie să păstrezi acel ritm. Alții vor veni pentru că sunt tot timpul în căutare de chestii noi. Dacă nu scrie o săptămână, se simte la trafic. Bun, având deja o comunitate, poate într-adevăr traficul cumva scădea pe acea săptămână, dar săptămâna următoare, dacă reapuci lucrul, își revine. Te-au căutat oamenii ca să-și facă publicitate la tine pe blog? Sau... Da, în general cam așa e. Ei te caută, dar acum mai mult se lucrează prin agenții. Deci agențiile caută și au comision, au deja o listă cu bloguri, fac propunerile și... Până la cât poate să ajungă câștigul unui maxim? Nu există un maxim. Pe săptămână, pe lună. Nu există un maxim. Cât ai câștigat tu maxim? Cel mai mult pe lună? Au fost și luni cu 20 ceva de mii de euro. Câți bloggeri sunt în județul Hunedoara? Foarte puțini. Din câte cunosc eu. Și cred că undeva la 30, poate chiar mai puțin. Câți cititori ai pe zi pe blog? În jur de 5.000. Ce fel de oameni intră la tine pe blog? În principiu, oameni între 25
35 de ani, cu studii superioare, majoritate bărbați. Ai făcut un studiu? Da. Și ce interese au? De ce intră ei la tine pe blog? Au același mod de gândire ca și al meu. Și pentru că nu se mulțumește să scrie pe blog despre lucrurile mai mult sau mai puțin banale cu care are de-a face zi de zi, Sebi a derulat până acum fel și fel de proiecte inedite. Cel mai important a fost Redescoperă România pe două roți, făcut în 2011, când împreună cu cel mai bun prieten ne-am urcat pe motociclete și am plecat prin țară și am vizitat aproape toată țara. 11.000 de kilometri în 40 de zile. Și ce impact a avut asupra cititorilor tăi de pe blog toată povestea? A fost o chestie asta la care nu ne așteptam, mai ales că atunci fiind toată ziua pe drumuri, în fiecare zi era alt oraș, alt județ, numărul articolelor a scăzut. Deci era la undeva la 1 pe zi. Poate erau zile în care nu aveam internet sau cine știe pe ce munți, păduri eram și nu puteam scrie deloc. Și cu toate astea, traficul a crescut. Pentru că am descoperit că lumea vrea să citească chestii de genul ăsta. Impresii de călătorii, mai mult despre turism. Ce anume, pot vedea chestii din astea. Și pentru acest an, Sebi are în plan câteva proiecte. Anul ăsta am două proiecte, sunt trei de fapt, dar unul încă mă mai gândesc dacă îl fac. Primul este o Redescoperă Hunedoara, zicem așa, cu blogări. Vreau să aducem 24 de blogări din țară care să viziteze timp de 4 zile Hunedoara, județul. Deci Deva, Urăștie, Simeria și Hunedoara. Crezi că nu e cunoscut îndeajuns Hunedoara? Da, cred că nu este cunoscut îndeajuns. Ce ar trebui să știe oamenii și nu știu despre Hunedoara? În primul rând, foarte mulți nu știu că există două sarmise getuze. Unii nu știu că sarmise getuza se află în Hunedoara, ci cred că se află prin alți munți. Iată și câteva lucruri pe care oamenii ar trebui să le știe despre blogări. Ce ar trebui să știe oamenii despre blogări și nu am povestit noi sau nu știu eu? În primul rând ar trebui să știe că blogării nu sunt mare parte, nu sunt aproape deloc obiectivi. Tot timpul sunt subiectivi și blogul reprezintă exact părerea unui om despre un lucru, un eveniment sau ceva. Deci nu sunt jurnaliști, chiar dacă unii se prezintă a fi jurnaliști. Blogul este tot timpul subiectiv. Tot timpul va ține cu cineva, va alege o parte. Deci ce se aude că nu sunt imparțial și nu există. Tot timpul un blogger va alege o parte. Pentru că este nu este condus de nimeni. Deci bloggerul, el este și redactor șef, și reporter, și cameraman, și fotoreporter, editor, corector, el e tot. Și atunci, nerăspunzând în fața nimănui, el își stabilește singur politica editorială. Și fiind practic nu om, există niște reguli, sau există? Există niște reguli de bun simț. Cineva care vrea să își facă acum un blog, ce ar trebui să știe, principalele lucruri pe care ar trebui să le știe și să le facă? În primul rând ar trebui să știe că nu va face a doua zi bani. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toți cei care vor să-și facă acum un blog pentru bani. E nevoie de timp să ajungi să fii cât de cât cunoscut. Trebuie să te întâlnești cu ceilalți bloggeri. Înjurând un alt blogger citit nu-ți va aduce trafic. A fost la un moment dat, asta era rețeta succesului. Înjurai un blogger citit, ăla te înjura înapoi, cititorii lui intrau să vadă cine ești și din aia mai rămâneau și câțiva și pe la el. Așa, acum nu mai funcționează chestia. Pentru că ne-am săturat toți. Care mă înjură, poate să mă înjure liniștit, nu-i dau atenție, nu-l bag în seamă. Și nu mai câștig. Ei,
revenind la subiect, trebuie să se întâlnească cu blogării, să asculte niște sfaturi, să nu neapărat să îi lingușească și să-i perie. Blogării ăștia nu sunt așa, nu sunt toți foarte aroganți și chiar foarte mulți sunt binevoitori și dau sfaturi reale, pentru că nu există o concurență atât de mare între blogări, cum este, nu știu, între ziare sau televiziuni. Pentru că mai ales blogării consacrați deja sunt cunoscuți de agenții, sunt cunoscuți de companii și foarte greu pică în fața, dintr-un contract în fața unuia începător. Un alt pas ar fi domeniul propriu. Chiar dacă la început e mult mai lejer să-și facă un blog pe o platformă gen Blogspot sau WordPress, unde ai totul la dispoziție, domeniul propriu este foarte important. Chiar de la început să-l ai. Îți cumperi un domeniu.ro pe care îl vrei, bine, după ce te-ai gândit serios la numele pe care vrei să-l aibă blogul. Și îți iei hosting și începi să scrii. Prețurile sunt mari? Nu. Cel puțin așa mi se par. Un domeniu.ro costă undeva la la 140-160 de lei. Dar diferența este că un domeniu.com e $10 pe an. Diferența este că domeniu.ro este pe viață. Deci ai dat banii aia, după aia nu mai ai treabă. Iar hostingul poate începe și de la, nu știu, $3 sau $1 pe lună, o chestie. Hostingul însemnând? Hostingul însemnând locul unde ții site-ul. Deci găzduirea. Care este cel mai citit blog din România? Pe primele trei locuri sunt trei bloguri. Zoso, sebastianburgău.ro și Archiblog. Cine este cel mai premiat blogger din România? Eu. Câte premii ai la activ? Cred că vreo 13 sau 14. Premiile acestea unde le-ai câștigat? Păi, în 2011 am câștigat, cred că pe ultim, la Webstock, care e cel mai mare eveniment online, destinat online-ului românesc. Iar restul, cred că la Roblox Fest. Roblox Fest fiind un festival de premiere a bloggerilor. Astfel de premii se dau pentru ce? Care sunt criteriile de selecție? În principiu, cititorii votează. Sunt două părți. Este categoria în care sunt înscrise blogurile a căror cititori votează și cele jurizate. De obicei, cele jurizate sunt doar cele de nișă. Pentru că trebuie să fie un juriu de specialitate. Sebastian Bârgău este deloc din Iași, dar s-a stabilit în județul Hunedoara acum câțiva ani, imediat după ce a cunoscut-o pe Denisa, actuala lui soție. Întâi ne-am cunoscut pe internet, ea era cititoare. Pe blogul tău? Da, citea blogul. Ne-am scris, apoi a venit o invitație la un eveniment. Tipul respectiv nu cunoștea foarte mulți blogger și m-a rugat dacă mai știu eu câțiva să-i invit și am invitat-o pe Denisa și ne-am cunoscut în gara în București. De acolo am plecat în Bulgaria, am stat o zi, ne-am întors, ea s-a întors la Hunedoara, eu m-am întors la Iași, mi-am dat demisia și în două săptămâni m-am întors la Hunedoara. Soția lui Sebi, Denisa Bârgău, este și ea blogăriță și încă una foarte activă. Deci nevasta de coșmar, da? Da. De ce nevasta de coșmar? Pentru că pe soțul meu, adică soțul meu îi se spunea, sau avea el blogul visuri.ro și șeful meu a zis că eu sunt, prin urmare, nevastă de coșmar. Dar nu sunt chiar o nevastă de coșmar. Când ai luat contact cu internetul? 98. Cum se întâmpla? Ce făceai pe internet pe vremea aceea? Stăteam pe Messenger și căutam site-uri, că
pe vremea aia nu aveai de ales între foarte multe site-uri, căutai informații. Și cum ai ajuns de la o chestie simplă la blog? Prin 2006 mă plictiseam îngrozitor la un loc de muncă și îmi doream foarte mult să am un colț al meu pe internet și mi-am găsit un site care oferea serviciul ăsta, că nu era ca acum să-ți cumperi domeniul, erau foarte scumpe. Și mi-am făcut eu colțișorul meu de internet unde scriam ce-mi trecea prin minte și au trecut 7 ani de atunci. Tot același blogul ai, nu? Bine, atunci era un domeniu gratuit, da, acum am domeniu propriu. Da, tot acolo scriu de atâta timp. Și ce scrii tu pe blog? Absolut orice îmi trece prin minte, ce văd, ce mi se întâmplă, ce mă deranjează, ce îmi place. Tu ai reclamă pe blogul tău? Da. Cam de când ai început să ai și reclamă? 2008-2007. E greu? Să scrii pe blog? Să ajungi să ai reclamă pe blog. Eu fac parte dintre puținii fericiți care aveau bloguri în momentul în care au venit agențiile, companiile cu cererea de reclamă, cu reclama. Nu e greu. Totul e să fii consecvent, să scrii și probabil să scrii bine, nu știu. Și tu și soțul sunteți foarte bine ancorați în comunitatea asta internetului. Mai aveți timp să mai și comunicați live, ca să zic așa? Între noi? Da. Da. Da, păi, na, suntem tot timpul împreună. Ni se mai întâmplă să ne... Eu să stau în bucătărie, el aici, la calculator, și să schimbăm mesaje pe Facebook sau pe Messenger. Când l-ai cunoscut pe soțul tău, ok, aveai un blog, dar erai la fel de activă ca și acum sau împreună v-ați mobilizat mai bine? Eram destul de activă, nu scriam chiar în fiecare zi, nici acum nu scriu. Dacă nu am nimic de zis, nu scriu, doar ca să mă aflu în treabă. Dar de... m-am obișnuit, de atâția ani m-am profesionalizat, să zicem, și pur și simplu tratez ca pe un job. Părinții tăi ce părere au despre treaba asta? Ei necrescând în era internetului, ca să spun așa. Se adaptează foarte ușor, citesc, mai și comentează, dau like-ul pe Facebook. Tatăl meu chiar avea un blog, dar din cauza unor probleme tehnice, deocamdată nu-l mai are. Dar în rest sunt foarte activ și deschis la minte. Atunci când nu scrie pe blog, Sebastian Bârgău se plimbă cu motorul ori citește. Nici acțiunea de a citi nu este însă pentru el una tradițională. Crezi că internetul a înlocuit cărțile? Nu, nu cred că a înlocuit cărțile. Eu citesc foarte mult, am renunțat cei drept la cărțile în format clasic, așa, și le prefer pe cele în format digital, pentru că e mult mai simplu. Călătorind foarte mult, mi-e greu să car 5-6 cărți cu mine. Când pe o tabletă de 3 mm grosime pot avea câteva sute de cărți. Deci poate veni chiar în ajutorul celor care vor cu adevărat să citească. Da, da, da. Într-adevăr, nu mai este același sentiment că când deschizi o carte, și dar poate fi înlocuit foarte ușor cu ceva digital. Dacă la începutul anilor 90 sau chiar 2000, internetul era o rețea cunoscută de un număr mic de persoane, în ziua de astăzi acesta constituie o parte importantă a vieții noastre. Puținele persoane care nu au internet pierd informații prețioase și timp valoros. Dacă Sebastian Bârgău nu v-a convins că tehnologia viitorului se dezvoltă pe internet, că joburile și banii și relațiile interumane au căpătat formă în rețea, vă invit să verificați toate acestea pe pagina de Facebook a emisiunii.
Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.